Doamnelor și domnilor, sunt Cosmin Bulzan. Bine v-am reîntâlnit la buletinul local al știrilor. Făgărașul a intrat de aseară în atmosfera sărbătorilor de iarnă. În Piața Republicii au răsunat primele colinde odată cu aprinderea instalațiilor electrice care împodobesc orașul și pomul de Crăciun. Copiii și adulții cu toții au aplaudat feria luminilor și s-au bucurat de primul spectacol pregătit special pentru startul sărbătorilor de iarnă. Centrul Făgărașului s-a umplut aseară de copii și adulți care au asistat la prinderea oficială a luminilor de sărbătoare. Cei mai nerăbdători au fost pritindeii, care între timp îl așteptau și pe Moș Nicolae. Bradul de sărbătoare amplasat în centrul orașului a fost împodobit cu globuri și ghirlande luminoase. Mai lipsea doar apăsarea pe butonul magic care face orașul și pomul de Crăciun să strălucească. Nu au lipsit de la eveniment oficialitățile locale. Lumina? Să se aprindă lumina? Dar pentru asta este nevoie să se îndeplinească o condiție. Ați fost cu minți? Da! Îl așteptați pe Moș Nicolae? Pentru că au fost cu minți ascultători și au luat note bune la școală, cei mai mici locuitori ai Făgărașului l-au așteptat cu sufletul la gură pe Moșul cel Bun. Prin intermediul municipalității, acesta a oferit tuturor lumina care împodobește bradul și orașul până anul viitor. După aprinderea luminilor a urmat un spectacol deosebit. În centrul Făgărașului s-au auzit primele colinde. Ca în fiecare an în ajun de Sfântul Nicolae, luminile de sărbătoare care împodobesc Făgărașul sunt pornite în mod oficial și anunță apropierea sărbătorilor de iarnă. Bradul din centrul Făgărașului are aproximativ 15 metri înălțime. Alți trei pomi au fost amplasați în cartierul Tudor Vladimirescu, la spital și în zona Câmpului Nou. Mesagerii lui Moș Nicolae au fost astăzi liceenii de la Șenchea. Moșul a încredințat tinerilor misiunea de a oferi daruri elevilor și micuților de la grădinița din cartierul Galați. Și asta pentru că a auzit că au fost cu minți și ascultători. Pungile cu dulciuri au făcut deliciul copiilor. Bucurie fără margini astăzi la școala din cartierul Galați, dar și la grădinița de aici. Moș Nicolae nu i-a uitat nici anul acesta pe elevii claselor primare și nici pe micuții de la grădiniță. Darurile au fost aduse de un grup de eleve de la liceul Șenchea. Suntem elevi de la Șenchea. Moș Nicolae a venit, ne-a lăsat pachetele la noi la școală și aici să venim să le dăm copiilor de aici. V-ați uitat prin pachete cam ce a adus moșul pentru copii? Da, ne-a adus fructe și câteva bombonele. Ne-am gândit să le aducem ceva și copiilor, să le încântăm cu ceva de Moș Nicolae, să se bucure și ei de sărbători. Am ales această școală deoarece sunt copii mai neajutorați și ne-am gândit să le facem o surpriză. Deja este o tradiție la noi, este al doilea an când venim la această școală, datorită faptului că aici sunt copii nevoiași care chiar merită să fie ajutați și să le aducem zâmbetul pe buze cu ocazia zilei de Moș Nicolae. Le-am pregătit pachete cu dulciuri și fructe specific sărbătorilor de iarnă și sper din tot sufletul că a fost o bucurie pentru ei, ceea ce s-a și văzut astăzi. Bucuroși, nevoie mare, copiii de grădiniță au colindat și au recitat poezii. Toți copiii încântați fug acum pe dărdeluș, ca să le facă spudrate, alba pare totul, vântul aspru chiar de bate, nu ne încurcă șocul. De la Moș Nicolae. Dulciuri. Portocale, măr, joane, moș de ciocolată. Da. Da. Ciocolate, de toate elea. Bomboane. Mi-a spus moș.
Mulțumim! Moșul a trecut și pe la elevii școlii din Galați. Înainte de a-și primi cadourile, aceștia au interpretat într-o manieră originală câteva colinde care au înmuiat inimile tuturor celor prezenți. Noi ne-am pregătit foarte mult săptămânile trecute pentru că o să avem un spectacol care o să fie la Casa de Cultură luni la 5, în sala mică. Și acum, aflând că va veni moșul și pe la noi, pe la școală, am zis să-l întâmpinăm cum se cuvine. Adică și cu aceste cântări, cu aceste coreografii și, de ce nu, cu toată bucuria noastră și cu mulțumirile noastre. A fost foarte frumoasă și suntem încântați să cântăm, să vă cântăm și voi. Și vă mulțumim pentru că a venit moșul la noi. Ce ți-a adus moșul? O ciocolată, o pungă de craxuri și un corc cu ciocolată. Da, am văzut că ați avut un spectacol frumos astăzi. Da, este foarte, foarte frumos. Veniți Navidad și voi vorbi. Moș Nicolae a trecut de altfel pe la toate grădinițele din Făgăraș. A lăsat la primărie numai puțin de 1500 de pachete care au ajuns în această dimineață la toți preșcolarii din oraș. Violeta Hutopilă este de profesie avocat. Candidează la alegerile parlamentare ca independent pentru Camera Deputaților. Pe toată durata campaniei electorale s-a implicat personal în viața comunității locale, dar a ascultat și doleanțele locuitorilor din țara Făgărașului. Ieri, însoțită de o echipă de tineri, a stat de vorbă cu localnicii din Viștea de Jos. Candidatul independent la Camera Deputaților, Violeta Hutopil, a stat ieri de vorbă cu locuitorii din Viștea de Jos. Nu este prima întâlnire cu alegătorii la care a luat parte avocatul făgărășan. Violeta Hutopil s-a implicat personal în viața oamenilor țării Făgărașului și le-a ascultat problemele cu care se confruntă. Deci aș vota-o pe doamna Hutopil, în primul rând pentru că e făgărășană, în al doilea rând pentru că o cunosc de peste 30 de ani, îi cunosc copiii, știu ce realizări poate să facă și ce a făcut până acum și merită să ne reprezinte în Senat. Rog toți făgărășenii și tot, pe toți care mă cunosc și pe mine și pe dânsa să o voteze. Astăzi ziceam că nu mă duc la vot pentru că nu vreau să votez cu niciunul din partide și acum văd că a venit salvarea, doamna fiind pentru deputat independent. Bănuim că ne va reprezenta cu cinste. Eu sunt din Victoria, votez acolo, dar și acolo este doamna. Și cum se cade și așa zice toată lumea că e femeie de comitie și ia. Pe ce să fac? Votez împreună cu soția la Victoria pe doamna deputat, Violeta Hutopilă, da. Dacă va fi aleasă în Camera Deputaților, Violeta Hutopilă spune că va acorda o atenție deosebită celor care au credite restante și se află în prezent în imposibilitatea de plata datoriilor. Vreau să modific legislația vis-a-vis de creditările care s-au făcut de bănci și care au plasat contractele către firmele de recuperare fără să facă notificări și să anunțe prealabil să se facă o negociere. Așa. Și conciliere cu debitorul. Da. Printre altele, Violeta Hutopil a explicat motivele pentru care a decis să reprezinte țara Făgărașului în Parlamentul României, de pe poziția de independent. Eu am ieșit afară pentru un singur lucru. Să vă întreb ceva. Numai la nivel guvernamental se pot face schimbări? Când veți încerca și când veți veni împreună cu ceilalți oameni politici ca să facem schimbări în bine fără nivelul guvernamental? Cu acel material pe care îl avem aici și cu posibilitățile pe care le avem, fără ca să ajungem, să așteptăm să trecem pe scări ierarhice cu sutele de ani. Este exact ceea ce eu mi-am propus. E prima dată, eu am fost la viața mea în carieră de magistrat, eu am fost judecător, n-am avut voie să fac politica nimănui și nici nu-mi convine nicio politică. Acum e prima dată când eu m-am lansat într-o asemenea carieră profesională, ca să zic că și eu profesez și ei să fii deputat dacă ești ales de comunitate, exact în considerentul de a mișca lucrurile pentru noi de la nivelul nostru. Eu plec de aici fără interes de partid, fără interese
superioare, eu merg cu interesele de jos. Da. Și cu interesele de jos poți să faci mai mult. Știți chestia aia, buturuga mică răstoarnă carul mare. Cei cu partidul nu pot să miște din front. Ei trebuie să aibă acordul partidului ca să facă ceva pentru comunitatea lor. Independentul se mișcă și în stânga și în dreapta, totul e să-și atingă scop. Chiar dacă statutul de parlamentar nu-i va aduce beneficii financiare la fel de însemnate ca profesia de avocat, Violeta Hutopilă este hotărâtă să ajute țara Făgărașului. Și pentru că tot stăm de povești, mai am o singură întrebare. USL-ul este format din două partide cu două, cu două concepte de bază diferite. Ce faceți dacă nu sunteți de acord cu partea? Deci, în Parlament problema se pune într-un mod corect, așa. Partea va fi partea de putere și partea de opoziție. Cei care sunt fără partea cu puterea, partea cu opoziția, au abilitate, dacă au abilitatea necesară, vor vota când o lege iese în interesul tuturor cetățenilor, cu cei care susțin acea lege, dacă nu te întorci și o respingi pentru că nu este în interesul națiunii. Deci nu poți, eu ce țin conștiința mea, nu să mă poată niciodată convinge că trebuie să fac parte dintr-un partid sau altul și să fac numai ce interes are partidul ăla. În ceea ce privește statutul de independent în fața parlamentarilor care aparțin formațiunilor și alianțelor politice, Violeta Hutopilă explică. Vin și spun altceva. O să pot să stăm de vorbă, să găsim problemele care trebuie rezolvate și eu trebuie să găsesc soluțiile și să ușile la care trebuie să bat ca să și rezolv acele probleme. Și n-am alt interes decât problemele comunității noastre. Că și o făgărășancă... Una singură, dacă rezolvați, na, se leagă. Exact. Și merg mai departe. Și de aia m-am băgat, să știți, nu din alt motiv, că nu câștig nimica. Eu, din potrivă, pierd, pentru că venitul meu de avocat este mult mai consistent decât indemnizația de parlamentar. Deci eu nu mă duc acolo să câștig. N-am ce să câștig. Eu nu datorez la nimeni niciun ban, cum datorează cei care susținuți de partide, că acum trebuie să întoarcă niște bani care i-au cheltuit. Deci eu nu datorez nimic. Sunt pe cont propriu. Mi-am făcut campania electorală pe cont propriu. Mă duc acolo numai pentru comunitatea asta făgărășană, pentru că sunt de aici și vreau să fac ceva. La finalul întrevederii, alegătorii din Viște au rămas cu o convingere. Violeta Hutopilă se va ține de cuvânt și va ajuta pe viitor ori de câte ori vor avea nevoie. Aici punem punct ediției de astăzi cu principalele informații locale. Vă reamintesc că ne găsiți și pe internet la adresa impactfăgăraș.ro. Vă mulțumesc pentru atenție, rămâneți cu bine!